Formează un cuplu atât pe scenă cât și în viața personală. Vorbesc despre Diana Ionescu și George Mihalache, care sunt tineri îndrăgostiți, ce cu greu au reușit să o convingă pe mama lui că ei se iubesc. Stai că acum eu o să o dea, nu e chiar așa, dar nu, că dai seama că dacă vorbesc despre asta la televizor e și mai rău, adică ți-o pui direct în cap. Dar o lungă perioadă se pare că ea a fost împotriva relației, însă acum au cam reușit să o convingă. Sau nu? Care e situația? Spuneți voi, Diana și George, bine ați venit! Bine te-am găsit! Nu, știu că nu vă convine. Știu, băi, am venit la acces, să zic așa că mama, soacă, nu mă vrea, George, o să zic că nu mă vrea. Acum mă vrea! Asta e important, nu? După câți ani? Noi suntem împreună de 4 ani. Chiar astăzi facem 4 ani și 4 luni. Mamă, tu numeri și lunile, da, alea pe 10, mici, la copii exact, mici. Pe 10. Suntem bine, mulți înainte, așa să fie. Dar de ce nu te-a vrut? Nu pot să spun că nu m-a vrut. Cred că a fost foarte reticentă cu privire la faptul că eu și cântam. Probabil când ai o iubită din zona asta, te gândești, măi, mai lipsește nopți, mai... Chiar dacă noi suntem în breaslă, probabil și la asta s-ar fi gândit. E adevărat, da, da. Și George vine dintr-o familie de lăutari exact, foarte, foarte cunoscută, da? Familia Mihalache. George cântă împreună cu fratele lui, împreună cu tatălui, da. Deci din neam e toată treaba asta. Și vreau să-mi spui, uite, vreau să-mi spui sincer, a vrut mama ta pentru tine mai degrabă o femeie de casă, o femeie care să păstreze tradițiile familiei voastre, care să vină ea în casa voastră, că înțeleg că tu te-ai mutat în casa Dianei. Acum vorbim că suntem mari, ce să mai tot, aia e. Cum să zic, mama, de fapt, noi ne-am mutat împreună după câteva luni de relație. Adică te-ai dus tu la ea? Nu, ne-am mutat noi împreună în casa noastră, da. Parte. Așa. Pentru că noi n-am vrut nici să stăm nici cu părinții mei, nici exact, cu părinții ei. Așa, mama, da, de fapt, și părinții mei vreau o fată care să vină la noi în casă pentru că tradiția așa a fost la noi, așa. Și la voi, în tradiție, în familie, femeile se ocupau cu muzica sau se ocupau de casă, de copii și bărbații mergeau la cântări și la evenimente? Da, femeile stăteau acasă să aibă grijă de copii și așa mâncare, mai departe. Să, da, casnice, cumva... în general. Și cumva asta era ceva nou pentru mama. Bine, ea la început, când a aflat de relația mea cu Diana, ea nu a crezut că... O să fie treabă serioasă. Da, că o să fie ceva serios, că e așa mare iubire între noi. Ce a zis? Un pic așa. Da, hai că ești tânăr, mamă... Ești tânăr, mamă, ești îndrăgostit, o să-ți treacă, cine știe, lasă-o, vom vedea noi dacă... Da, da, da. Da, problema de fapt a fost că noi am fost prieteni timp de 2 ani de zile, după aceea am format un cuplu, iar oamenii, noi deja nu mai prezentam așa credibilitatea în fața oamenilor, pentru că ei predeau, a, sunt colegi, unii spuneau, a, sunt împreună și nu vor să spună. Mai și cântați împreună, mai de fapt, și cântam împreună, exact. Noi așa ne-am și cunoscut, într-un band, la un eveniment, și nu am prezentat credibilitate până nu ne-am mutat. Adică George a zis, gata, de astăzi ne mutăm, de la data de vreau să ne mutăm împreună, și eu zic, da, dar tu știi ce presupunea asta? Uite, ai vorbit cu părinții tăi? O să-i spun mamei. Acum tu câți ani ai, George? Fie vorba între noi. Câți ani ai? 25. Mulți înainte. Mulțumesc. Bine, acum 4 ani erai mic, mamă. Că, adevăr, avea mama ta dreptate, că erai tânăr. Da, eu sunt și mai mare puțin. E și mai mare. Păi și te mai miri de ce zice mama soacră să... Păi ar trebui să aibă încredere în mine. Cu cât? Cu 2 ani, dar tot... Sunt acolo. Femeile, noi ne maturizăm puțin mai repede, băieții sunt mai... Da, ai convins acum pe soacra ta? Adică acum o acceptăm? Acum, mama, în momentul de față, da. Au o relație extraordinară și mama o consideră ca și fata ei. Așa este. Ați făcut și planuri de nuntă? Adică ai cerut-o? Ați făcut logodă? Încă nu, deocamdată nu. Ah, scuze, am mai făcut o gafă. Dar n-are nimica, lasă, coce. Toate la timpul lor. Dar aveți planuri de nuntă, adică nu? După 4 ani? Avem planuri de viitor. Avem planuri de nuntă. Nuntă, mă, George, nu te face că nu înțelegi. Mă, George, nuntă, Inel, nuntă. Încă nu e. Nu e, dar ai planuri, nu de viitor, de nuntă. Normal, normal. Crezi că dacă e cu Diana, de ea ai scăpat, de mine nu scapi. Deci o cer sau nu o cer? O voi cere la un moment dat, da, cu siguranță. Nu se știe încă, dar cu siguranță o voi cere. Acum, te rog, transmite un mesaj mamei soacre, să nu rămână cu impresia că după emisiunea asta, știu, ai venit și ai spus că de fapt mama nu te-a plăcut. Ea nu se supără, nu este supărăcioasă. Ea știe că suntem artiști și noi suntem așa, mai avem... libertini. Exact, mai libertini. O salutăm. Face cea mai bună plăcintă de mere, o spun așa în premieră, și știu că nu este supărată pe noi. Și un om minunat. Îți dorești să te ceară, adică aștepți nunta, este? Îmi doresc, clar, cred că orice femeie își dorește, dar eu am o vorbă. Toate la timpul lor. Adevărul e că ai băiat de iubit tânăr și la el nu e o treabă exact. De grabă. Trebuie să se mai coacă un pic, aveți dar timp. Și eu gândesc la fel, pentru că acum vorbim serios, nu mai sunt vremurile în care la vârsta de 20 de ani trebuie să spui pirostrile. Corect, noi avem o carieră, trebuie să ne focusăm și pe asta. Și suntem ca și cum am fi căsătoriți. Și apropo de carieră, o să vedem exact cum cântați împreună și mai vorbim și despre alte lucruri. Zâmbește, George, te-ai întristat, e? Nu, nu, nu. Publicitate, ne întoarcem imediat.